ne-a oprit poliția. O să trebuiască să mi se suspende permisul pentru o perioadă de 90 de zile. Salutare, guys! Eu sunt Picantul vostru. Astăzi mergem la Hunedoara, avem un super mega concert. O să facem mare, mare, mare show și am zis să vă iau cu mine în această aventură și să vedeți cum decurge un concert. O să fie o zi minunată. Abia aștept să mă întâlnesc cu voi, să facem poze, să facem să fie bine rău de tot. Nu uitați, dacă mai vreți să vedeți vlogul din asta, să rupeți acolo butonul de like, să facem cât mai multe like-uri. 20.000 de like-uri la acest vlog. Apasă chiar acum like. 5, 4, 3, 2, 1. Eu am mașinuța care e super jegoasă, dar am zis că nu merita să o spălăm din București. Mergem frumos pe drum. Oricum a venit vara, sunt musculițe, sunt tot felul de chestii de genul ăsta și am zis lasă că mergem așa mordărică cu ea. Când ajungem în Hunedoara, noi băgăm mare, mare spălare. Gata, ne-am urcat în mașină, îi dăm tare rău de tot spre Hunedoara. Mamă, abia aștept să mă întâlnesc cu voi. Mamă, abia aștept să retrăiesc vibe-ul ăla puternic rău de tot de la concerte. Pentru cei care știu, am mai avut un concert la Curtea de Argeș care a fost bestial. Cum ajungem în Hunedoara, ne cazăm. Abia aștept să vă arăt și camerele, sunt curios unde suntem cazați. Și mergem să îngurgităm ceva, ca să moară Jaxana, nu mai pot. Mă doare rău de tot să fac cum e foame rău de tot. Hunedoara, tocmai ce am ajuns la tine. După un drum de 5 ore de condus, mă așteptam să pic lat leșinat în cap, dar din fericire am o super mega energie. Suntem aici alături de Bordeiana, direct pe Hunedoara, hâțe. Vreau să găsesc neapărat o spălătorie, că vreau să-mi spăl mașina neapărat. Aici am insectar, aici pe număr e insectar, aici ce să mai zic, e scrișcă. Bondar. Scavit un dragon. Bă, ce vrei? Scavit un dragon, s-a gândit pe mașina mea, de la cap. Trebuie să mergem să spălăm. Oficial am ajuns la hotel, urmează să ne cazăm, să ne odihnim și noi un pic și să mâncăm după când te v-am zis. Mașina n-am spălat-o, n-am apucat momentan, dar mamă, deci îmi stă chestia asta pe cap, nu știu, când vă puneți ceva în cap, nu vă frustrează până în momentul în care îl duceți până la bun final. Deci pe mine chestia asta mă presează rău de tot, chiar dacă e un lucru extrem de mic și abia aștept să spăl mașina să-mi plece o piatră de pe inimă, pur și simplu. Ne-am întâlnit și cu primul picant din Hunedoara, aici să facem niște poze, ce faci să de la ora 8 dimineața. La ora 8 dimineața. Și mai rezistați până la concert la 8:30? Da. Sigur. Hunedoara! Vă pupăm, pam, pam, pam. Băgăm la niște poze și după care mergem să mâncăm ceva forță. Mamă, joacă bolul ăsta de ciorbă, uitați-vă cât e. Uitați-vă cât e, noi ne-am pus deja. Și doamna ne-a spus că sunt abia două porții aici. Să mă relaxeam, că din bolul ăsta mâncăm tot anul. Suntem aici frumos, facem și un live pe TikTok. Suntem live pe TikTok și mâncăm în același timp, ca să vedeți cât de multifuncționali suntem. Suntem locul 12 în topul săptămânal din TikTok. Hai să vedem pe ce loc o să reușim să ajungem până la finalul săptămânii. Eu sper că pe 1. Ciorbica asta de burtă, nu știu, eu o ador. Mie îmi place rău de tot ciorba de burtă. După care băgăm un felul 2, nu sunteți pregătiți pentru felul 2 și băgăm și desert, că trebuie să întreținem brațele astea, că dacă nu le bate Andrei, dacă nu mănâncă bine. Uitați-vă că ne mănâncă el. Guys, mi-e foarte, foarte somn și încă nu a ajuns, și încă nu a ajuns felul 2. Nu mai pot de somn. De foame nu, de foame sunt ok, dar nu mai pot de somn și mi-e și așa să... Mă duc acum să dorm, că n-am comandat mâncarea. Aștept să vină mâncarea, pe care, wow, un somn, dar mai pot să... Suntem oficial în drum spre concert. După masă am băgat un mare, mare, mare somnic. Așa de mare încât nici n-am apucat să spăl mașina. Așa că Hunedoara, dacă vedeți că mașina mea este într-un hal fără de hal, este vina mea. Da, deci este vina mea, asta este acum. Ajungem imediat la locație, abia aștept să îi cunosc pe picanții din Hunedoara, să-mi ofere vibe-ul ăla bombă rău de tot. Mamă, e full aici de lume. E pur și simplu tot platoul ăla full așa de lume. Abia aștept să intrăm pe scenă să vă cântăm și să vă încântăm, să cântăm împreună, să ne distrăm. Cum am ieșit din mașină, mi-ați oferit un vibe extrem, extrem, extrem de bun. Abia aștept să urcăm pe scenă. Hai să-i dăm pe scenă, hai. Să vă mulțumim pentru vizionare!
facem cu fiecare pas, pas. Nu scoate pe piesa asta, ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Guys, în momentul de față am terminat concertul, am venit într-o zonă, deci nici măcar nu am cuvinte să vorbesc. Sunt și obosit și foarte, foarte nervos pentru că nu suntem lăsați să facem poze. Efectiv, nu sunt lăsați să fac poze. Am încercat să organizez eu singur ceva, nu s-a putut, lumea s-a îngrămădit. Am înțeles, mașina mea a fost griată. Lumea acum o să creadă că e vina mea, dar vă jur că nu e vina mea, pur și simplu. Nu am ce să fac. O să încerc acum, după ce plec spre cazare, să comunic cu voi prin mesaje. O să încep să răspund la fiecare mesaj în parte, să vă chem la mine, la cazare mea personală, să facem poze. Pur și simplu, nu pot. În față, bagă-te în față. Antonio! Antonio, te iubesc, Antonio! Toată lumea! Antonio, te iubesc să mă arăt, mamă, Antonio! Te iubesc să mă arăt, mamă! Te apuc și te iubesc! Voi vă faceți probleme că n-am făcut poze, am fost luat de poliție. Am încercat să facem poze cu absolut toată lumea, deci la capacitate maximă, până în momentul în care și noi la rând, până și noi la rândul nostru am fost escortați, adică poliția a luat măsurile necesare. Mi-aș fi dorit să ca măsurile necesare să fi durat un pic mai mult, pentru că îmi doream să fac poze cu mai multe persoane, dar a fost legendar, am fost escortat cu mașină poliția. A fost unul dintre cele mai mari concerte din Hunedoara, din câte am înțeles. Ce vrei mai mult de atât? Băi, vă iubesc și încă o dată îmi cer scuze. Eu, chiar dacă nu sunt eu de vină, îmi cer eu scuze pentru tot ce s-a întâmplat. Iar copilașii care nu au făcut poze, acum mă pun să-mi iau telefonul, să butonez Instagram-ul, să vedem ce urmăritori mi-au scris din Hunedoara ca să putem să ne întâlnim cu ei, să facem o mică poză. Până noaptea, picantul e aici pentru voi, nu-mi pasă. O rectificare, Antonio, dacă îmi dai voie. Cel mai mare concert, vezi că așa au zis oamenii, că ei n-au mai întâlnit așa ceva până acum. Adică a fost ceva, wow, cel puțin din punct de vedere al fanilor și punct de vedere al oamenilor care au vrut să facă poze, Antonio a fost ceva show maxim, așa că vă iubim extraordinar de mult. Guys, suntem aici cu gașcă mare de copii și tot vor mai veni, pentru că eu când vin în orice oraș din țară îmi place să fac poze, fraților. Vă iubesc să fac poze, mă. Băi, și chiar dacă nu facem cu toată lumea, bă, măcar cu marea parte, măcar cu marea majoritate. Așa că facem poze cu copiii, vedem cine mai vine, bam, bam, bam. După care știți ce m-am gândit să fac? O mare nebunie, mă urc în mașină și mă plimb prin oraș cu mașina. Unde văd mână, mă opresc, pun pavarii și fac poză cu copiii. Asta fac, mă jur. Deci uitați-vă la fetele astea frumoase că și-au făcut ardei și inimioare pe față. Băi, vă iubesc pe toate, sunteți cele mai geniale fetițe. Și voi, chiar dacă nu v-ați desenat pe față, și voi sunteți geniale. Băi, Bordeanule, tu ce faci mai aici? Faci și tu cu mâna. Hey, uite că mi-a venit și mie mașina. Frumos. Dacă au fost persoane care au spus că eu nu vreau să fac poze, că nu știu ce s-a întâmplat din vina mea, că nu știu cum, aș fi putut acum să fiu în camera de hotel, să stau așa și să nu fac poze cu nimeni, dar uitați-vă că ne-am organizat, ne-am strâns aici și uitați-vă câtă lume frumoasă avem aici la castel să facem poze. Băi, vă pup, Hunedoara! Deci sunteți cei mai tari, Hunedoara, sincer, genial și mamă, ce castel frumos aveți! Băi, v-a plăcut concertul? Da! Mai venim? Da! Ați zis numai? Ați aici un tată adevărat, trezit din somn, poate mâine se duce la muncă, dar a venit cu fata lui, mă, să facă poze aici. Deci cu toată stima și respectul îmi cer scuze că s-a întâmplat așa, dar mă bucur că măcar am reușit să facem poză. Nu, te pup. Alu, cărăciți, bă. Îi permis. Îmi pare rău că n-am putut să facem poze. Nu e probleme. Frumos. Ați venit cu fetele la concert. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. V-a plăcut concertul? Sincer. Așa, din ipostaza unui părinte. V-a plăcut? Asta e tot ce trebuie să auzim. Dacă v-a plăcut concertul. Da!
Dormiți bine la noapte, vă. Mamă, voi de la școală vă lau de numai. Rup. Uită-l pe Semi, da? Păi, dar de când și-o dorit de la Casa de Cultură să te vadă și-o plâns? Nu, uită-te, hai! Că mâine când mergem la școală, avem hai, poze. Hai, mami! Avem poze. De ce hai să facem poze? Să plângi, da? Nu trebuie să plângi, te rog, e super, da? Să mergem la cazare, dar până atunci, a ultima îmbrățișare de grup. Vă iubim! Hunedoara! Gata cu concertul la Hunedoara, o nouă zi, un nou concert, mergem spre Dorohoi, avem un mare, mare concert la Dorohoi, vai bun, o să fie bombă, rău, 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 rău de tot, am văzut că m-ați bombardat acolo cu mesaje, Dorohoi, 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 mă, abia aștept să vă văd, să cântăm împreună, să ne distrăm, să facem acolo, nebunie maximă, mă, abia aștept. Suntem pe drum de ceva timp, ne-am trezit la 5 dimineața, deși concertul este seara, nu mă întrebați de ce, pur și simplu am vrut eu să mă asigur că ajung de vreme. Vreau să am timp pentru voi să facem poze, să ne luăm noi acolo tot timpul din lume. Mai avem foarte, foarte puțin să ajungem, ne cazăm, vă arăt frumos cazarea și după care mergem să mâncăm. Moară Jacksana, bă! Da, oficial, de ce râd? Oficial nu merge bine. Oficial nu merge bine, oficial ne-a oprit poliția. Oficial vlogul ăsta este despre poliția română. Am fost tras pe dreapta 101 km la oră în localitate unde e 50. 101. Bă, 101, 2 km la oră. 2 km la oră. Pentru 2 km la oră mi-i permisul. Deci nu. Domnii au fost foarte corecți, mi-au spus asta este, asta a fost norocul tău, 2 km la oră. Să trebuiască să mi se suspende permisul pentru o perioadă de 90 de zile. Asta înseamnă toată vara. Și adică, bine, o să dau nebunia aia de sală, bam, mai scade o lună. Practic o să avem 2 luni. Așa că, da, de la următorul concert ne vedeți din spate. Pentru că, oficial, am devenit pieton pentru 2 luni. Wow, ce fericit sunt! Dorohoi vine cu multe surprize, deja a început prima surpriză, mi s-a luat permisul, să vedem ce surprize mai urmează. Hunedoara a fost destul de miloasă cu mine, dar hai să vedem. Băi, da, uite, filmează Waze-ul ăsta un pic, mă, tata, mă, filmează un pic Waze-ul ăsta, se vede? 33 de minute, 34 de kilometri, bă, 34 de kilometri, bă, 34 de kilometri mai aveam. Ajungeam la destinație. Și am trecut printr-o zonă care nu arăta la localitate, dar era localitate și 2 km la oră. Bă, cum? Cum s-a atâta ghinion? Partea bună este că vlogul de astăzi are un titlu bun. Mi-au luat permisul, no clickbait. Sper să dea lumea click, dacă nu dă lumea click. Eu vreau să vă spun ceva vouă, că mi se întâmplă ceva rău, să știți că mereu după ceva rău vine ceva bine și presimt o vară plină de oameni frumoși, concerte frumoase. Nu trebuie permis ca să cântăm și să facem show. Un șofer se găsește super simplu, așa că nimeni nu mă oprește să vin la voi. Așa că vreau să scrieți în comentarii în ce oraș mai vreți să mai venim. Am ajuns la Dorohoi, suntem aici alături de Vlad, care ne va prezenta diseară și vom face un super mega eveniment. Acum mergem să vedem scena, să vedem cu ce avem de a face pentru diseară. O să fie mega, mega haos, dar cum a fost și la Hunedoara. Se reîntâlnește. Am ajuns la scenă și tocmai ce am fost anunțați că o să înceapă mare, mare furtună de la ora 4 până dimineața. Sperăm ca Dumnezeu să fie alături de noi. Dacă tot ni s-a luat permis, măcar să nu înceapă și furtuna, adevărat. Furtuna, adică distracție. Asta ne referim. Vijelie ca și cum. Asta e scena, e gigantă. Avem aici de toate. O să ne distrăm rău de tot de seară. Am ajuns în camera de hotel de mai mult timp. Am și dormit, am și mâncat. V-aș arăta și camera, dar e un dezastru. Ne-am îmbrăcat și de concert. Suntem fresh, rău de tot. Mai nu uitam afară să vedem. Hai să plecăm, gen, știi? N-ai cum să pleci, mă, tată, ești nebun. Au venit oamenii la hotel, e full jos. Deci la ieșirea din hotel e full. Lângă mașina mea e full de oameni. O să fie o experiență foarte, foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc mult tot de primire, Dorohoi. Hai să facem un concert bombă, rău de tot. Ia uite pe oamenii mei cum stau aici. S-au strâns, ne găsesc oriunde și în scorbură de veveriță ne găsesc. Ne pregătim de un super, mega, extra concert. Yeah!
Și să facă și noastră. Hai, 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 h